Salutare, oameni buni! Bine v-am găsit pe canalul Teo Priceputul. Astăzi o să facem un alt fel de filmuleț. O să facem un unboxing. În sfârșit am reușit să fac o colaborare cu cei de la Wolfcraft și haideți să vedem ce mi-au trimis. Mi-au trimis lucruri pe care le-am cerut eu și sunt foarte fericit, să zic așa. Și haideți să vedeți ce mi-am ales de la Wolfcraft și ce o să vedeți în următoarele mele filmulețe. Pe YouTube, pe Facebook, pe TikTok, cu cât îmi scrieți mai multe comentarii despre un produs de aici din cutie, cu atât o să-i fac un filmuleț mai repede. O să vedeți și voi ce mi-am ales. Sunt lucruri de care am nevoie, lucruri inteligente din punctul meu de vedere. Pentru cei care nu știți, eu sunt fan de foarte mulți ani Wolfcraft, tot strâng la ele. Prima cutie, în care găsim o altă cutie, în care se mai găsesc, nu știu dacă vedeți voi, dar ia uitați ce e aici, copii, frumos, ce să zic. Haideți să începem cu acest jig, să zic așa. Este un jig pentru îmbinări cu dibluri. Mi-l doream de foarte mult timp. Codul de produs este 3750 și urmat de 3 de 0. Probabil puteți să-l căutați cu 3750, e aici în colț. Haideți să facem mai departe. Cam ăsta e jigul pentru îmbinări. O să-i fac un videoclip separat. Chiar sunt curios și eu cum se prezintă. Mi se pare una dintre cele mai bune variante. Se pun ambele bucăți de lemn și se prind în același timp, după care se găuresc. Are posibilitatea să folosești pentru diblu de 6, de 10 și de 8. Așa, haideți să vedem ce mai avem pe aici. Mai am niște cleme de la ei. Poți să agăți de ea fire, poți să agăți multe lucruri. Și o chestie foarte mișto pe care aș putea să o fac cu aceste lucruri și pentru asta am luat-o în principiu, este să pun aici cablu. Gen, când tai cu circularul, să prind cablu aici, să-mi rămână undeva sus. Eu acum am ceva la mine în atelier, ceva de genul ăsta, dar asta mi oferă mai multă flexibilitate. Am 4 bucăți din acestea. Foarte fericit cu ele, oricum le folosesc și la altceva. Dacă vă uitați, voi se bagă aici, în spate, și după aceea devin niște cleme normale, pe care eu le dețin de ceva timp și le folosesc. Practic e aceeași clemă cu cele pe care le am de foarte mult timp, doar că asta mai are acest cârlig în plus. Ok, haideți să trecem mai departe. O să vă fac un videoclip și cu aceste cleme. Chiar sunt interesante, aș putea spune. Acum fiecare știe mai bine ce are de făcut. Ok. O chestie foarte mișto. Dacă vă uitați voi aici, mai am și eu una. Am mai comandat una. Este o chestie prin care poți să-ți unești clemele. Eu de obicei am cleme de la ei. Am cleme din acestea de mână, se desface partea asta de aici și se unește cu încă o altă clemă. Doar prin click, pur și simplu, pune și pe cealaltă, dar trebuie desfăcută partea asta. O să vă arăt că mi-am luat și niște cleme de la ei, la care partea asta se desface tot prin click. Și o să țin deocamdată asta aici, să vă arăt când ajung la cleme cam ce face și cât de ușor este. Așa, cam asta este, destul de simplă, apăsați pe ea, se bagă clema, se bagă și în partea cealaltă și vă face o clemă destul de lungă, în funcție de ce cleme aveți. Chestie importantă, aș putea spune, și foarte, foarte utilă. Hai să vă arăt o chestie mică pe care o am de la ei. Am uitat să vă zic codurile. Să vă zic codul asta. Codul asta e 3038, urmat de 3 de 0. Pentru cei care sunt interesați, o să vi le las și în descriere pe fiecare în parte.
codul la aceasta este 3629 urmat de 3 de 0 și haideți să trecem mai departe să vedem ce avem aici. Chestia aceasta rotundă este pentru praf. Atunci când dați gaură în ciment, o puneți aceasta la burghiu de la bormașină și praful rămâne acolo. O chestie foarte interesantă, o chestie foarte importantă și de care sunt foarte fericit că am primit-o, să zic așa. Nu mă prea am găsit în magazin, deoarece eu cumpăr din Horbach de cele mai multe ori. Mai cumpăr de pe ferroshop.ro și nu țin minte să o fi văzut, dar e posibil să fie pe ferroshop.ro. Are codul 2421 și este un prelungitor care este și magnetic și mai are încă o funcție foarte importantă, este blocabil. O să vă fac filme cu fiecare în parte, acum vă fac doar prezentarea, o să vă fac filme cu fiecare în parte și o să vi le arăt și o să vă explic și ce face și de ce mi se pare atât de important. Am unul de la Vera pe care îl folosesc cu blocator, dar nu are magnet și la bormașină normală aș vrea tot timpul să am unul cu blocator și cu magnet. Și o să vă arăt și de ce, deoarece dacă nu are blocator cade bitul, dacă nu are magnet nu ține șurub. O chestie interesantă, 2 în 1, codul este 2421, urmat de 3 de 0 pentru cei interesați. Căutați-l, e o chestie mișto, nu știu exact cât costă, dar cred că face toți bani. Haideți să trecem mai departe și să vedem ce mai avem pe aici. Ho, 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 ho! A venit Moș Crăciun la mine și sunt foarte fericit, să zic așa. O chestie foarte mișto, foarte mișto, aș putea spune, este acest căutător de unghiuri, să zic așa. Este, chestia mișto la el este că are o parte magnetică și se prinde exact de circular. Adică iei unghiul de acolo din colț sau de unde ai tu nevoie și după aceea îl pui pe lama de la circular, setezi circularul și ăsta e exact unghiul respectiv. O să-i fac un film că merită, chiar merită. E o chestie interesantă. Uitați să vedem undeva aici ce vrea să facă acest dispozitiv. O să vă spun și codul lui, este ușor. Este ușor, are codul 6957. 6957. O să vă las codurile fiecăruia în descriere. O să vedeți că dacă mai puneți parchet vreodată sau plintă sau ceva de genul ăsta, 90 de grade de acolo din colț, nu sunt niciodată 90 de grade, plus că mai apar încă alte unghiuri. Am fost nevoit să pun parchet de câteva ori, m-am descurcat să zic așa, dar era mai profi să fie avut așa ceva. Mi-am luat niște lucruri tot de la Wolfcraft cu care am lucrat atunci când am pus parchetul. Dar era plăcut să fi avut acest dispozitiv. Haideți să trecem mai departe, să vă mai arăt încă un dispozitiv, tot pentru parchet, care teoretic face cam același lucru ca și celălalt, doar că ăsta nu are magnet, se setează puțin altfel, dar nu erau nici ăsta, să zic. Așa, codul de produs este 6958 urmat de 3 de 0. Dacă vă uitați voi bine, este pentru parchet cam același lucru ca și celălalt, adică face și unghiurile, te ajută și să măsori acolo unde ai nevoie, poți să bași și creionul în el, din câte văd eu, se strânge, se fixează, rămâne fixat, celălalt cred că se strânge mai ușor, dacă mă întreb pe mine. O să vedem diferențele între ele, chiar sunt curios. Haideți să vedem ce mai avem pe aici, avem niște lucruri interesante. Chiar mă bunește râsul, nu vine să cred că le am, dar se pare că le am. Ia uitați ce am eu aici. Pentru cei care mai pune silicon și pentru mine cred că asta cu siliconul este una dintre cele mai frecvente lucruri pe care le fac, sincer, fiindcă la baie trebuie să-l mai cureți odată la nu știu cât timp, aveam o problemă acolo unde aveam locuri strâmte, unde nu prea aveam spațiu unde să, cum să dau cu silicon, și la un 90 de grade care se poate, din câte ține o minte, se poate regla cum vrei tu în funcție de nevoi,
ceea ce este foarte, foarte important. Vă fac un film cu el. În spatele bateriei aveam tot timpul probleme că nu ajungeam. Acum sper să fie ok, sper să nu mai am aceste probleme, sper să scap de ele. Haideți să vedem ce mai avem pe aici, ce mai avem pe aici. Ho, 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 o chestie foarte mișto, foarte, foarte interesantă pentru cei care trebuie să ia măsuri în interiorul unui corp. Detectorii ei măsuri în interiorul corpului, respectiv de bucătărie, de baie sau de mai știu eu ce, se întâmplă de multe ori să tai scândura ba mai mică, ba mai mare. Acest dispozitiv te ajută să iei dimensiunea fixă. Bagi un metru în el, îl întinzi până în capăt și acolo rămâne fixă. Mai sunt niște chestii pentru ruletă speciale, pentru așa ceva, dar ăsta mi se pare destul de ok. Se vede că puteți lua dimensiunile între uși, între pereții mobilei și tot așa. Se atașează un metru la el. Nu mai știu dacă mi-am comandat și metru, e posibil să fi uitat, dar nu e problemă că nu cumpăr eu un metru. Și codul produsului este 5223 pentru cei care lucrează cu mobilă și vor să aibă dimensiunile perfecte. Asta este soluția de la Wolfcraft. Haideți să trecem mai departe. Eu v-am zis că am multe, filmul o să fie destul de lung, se pare, dar ce să fac, asta e. Am așteptat destul de mult această colaborare, am așteptat să am și un număr destul de mare de urmăritori, să nu facem 100 de drumuri, să nu trimit 100 de pachete cu câte 3-4 produse, așa, trimițind mai multe produse, am și o motivație mai mare să fac filmele acestor produse. Haideți să vă arăt acum ce doream foarte mult de la ei. Sincer, nu l-am luat deoarece nu l-am găsit în magazin niciodată sau nu l-am găsit în magazin varianta fără toate accesoriile respective. Este vorba despre un flip bit. E o chestie foarte mișto. Eu folosesc acest flip bit de ceva timp, doar că mi se pare că acesta de la Wolfcraft este mai finuț, mai micuț și are o chestie foarte mișto. Are aceste burghie mici și faptul că aceste burghie sunt mici nu le rupe așa ușor ca un alt flip-bit pe care l-am eu. Are burghiele mari și se rup destul de des. E o chestie interesantă, o să vă arăt, o să vă prezint, chiar sunt curios de părerea voastră. Este destul de complexă această trusă, codul este 3058, urmat de 3 de 0. Pentru cei interesați, acest flip bit ajunge undeva la 100 și ceva de lei spre 200. Dacă doriți doar flip bit-ul fără accesoriile respective și doar cu un capăt din acesta interschimbabil, ajunge undeva la 100 de lei. O chestie interesantă, aș putea spune, vedeți pe spate că vă arată, are și o chestie pentru cârligi aici, eu mai folosesc și mai fac prinderi la cârligi, o chestie importantă aș putea spune, o să vă arăt și despre ce e vorba, am comandat și unul separat pentru cârligi de la ei și o să vi-l arăt imediat, deoarece eu personal prind cârligi destul de des. Haideți să vă arăt și accesoriu pentru cârlige separat, are codul 2419. Ce este diferit la acesta este că îl puteți folosi și de mână sau îl desfaceți de aici și îl puteți folosi la bormașină. Chestia asta puteți să o folosiți și la biți și să o folosiți de mână atunci când aveți nevoie de o strângere mai puternică și șurubelnița nu vă ajută. E o chestie, cum îmi place mie să zic, interesantă, deșteaptă, să zic așa, pentru cei care nu știți, Wolfcraft-ul face lucrurile astea de ani de zile, acum au început să apară foarte multe copii legate de produsele lor și toată lumea spune, am văzut la nu știu ce, pot să vă spun că postează videoclipuri pe canalul de YouTube de peste 12 ani. Deci videoclipul cu astfel de scule găsiți pe Wolfcraft Germania și o să vedeți că sunt postate acum 12 ani. Atunci m-am îndrăgostit eu de
acest brand. De atunci încerc să îmi strâng cât mai multe scule de la ei și este o chestie pe care la vremea aceea, sau multe chestii pe care la vremea aceea multe firme nu le aveau. Așa că nu știu exact de ce s-a ajuns să le poată produce și altcineva, dar probabil că asta este viața, să zic așa, sau așa au evoluat lucrurile în ultimul timp. Haideți să vă mai arăt o chestie. Aceasta este apărută de curând, din ce știu eu personal. Este o chestie care se pune pe bancul de lucru și aici se bagă țeaua de la aspirator și se strânge țeaua de la aspirator. E o chestie pe care eu mi-o improvizase la un moment dat pentru bancul meu de lucru. Mai ai nevoie atunci când folosești o burmașină cu stand sau standul acela de, pentru burmașină cu coloană sau mai știu eu ce. Este foarte mișto, mă bucur mult că e o chestie simplă totuși, dar mă bucur foarte mult că au inventat-o. Codul ei este 6891. O să vi le arăt pe toate cam ce fac și la ce sunt folositoare. O să fac filmulețe scurte și o să fac și filmulețe lungi de prezentare, dar și așa filmulețul ăsta ajunge destul de lung. Așa că haideți să trecem mai departe, să vedem ce am mai primit de la ei. Este vorba despre acest accesoriu care se folosește pentru curățarea lemnului, fierului, materiale, se pune la bormașină. Codul lui este 1674, o chestie pe care vreau să o testez de mult timp, am mai multe lucruri pe care aș putea să le fac cu acest accesoriu. O să vi-l și arăt și o să vă și arăt rezultatele acestui accesoriu, cam cum se descurcă. Și încă o chestie foarte importantă și foarte deșteaptă, aș putea spune, cum îmi place mie să spun, o chestie foarte bine gândită, să zic așa. Și de ce? Tipul acesta de accesoriu pentru bormașină, nu știu dacă e sigur și pentru flex, nu e și pentru flex, păcat că nu e și pentru flex, deși la flex merge și una normală. Tipul acesta de accesoriu este gândit în așa fel încât capul acesta să fie flexibil. Atunci când pui acest tip de accesoriu pe bormașină, o să întâmpi niște probleme, deoarece ținând bormașina, nu o să poată să atingă materialul foarte bine. O să fie momente în care o să plece de pe material și o să vedeți exact despre ce vă vorbesc. Eu am niște din astea, niște accesorii ca acesta, ieftine, cumpărate, fără capul acesta pivotant. De mult timp, dar nu le-am folosit niciodată pe bormașină, n-am putut să le folosesc pe bormașină și nu le-am folosit niciodată, dar o să vedeți despre ce vorbesc când o să vă fac filmul. Codul acestui produs este 2211, urmat de 3 de 0. O chestie foarte importantă, văd că se poate folosi pe lemn, unde probabil o să-l folosesc cel mai mult, dar se poate folosi și pe tabla mașinii, se poate folosi și la bormașină, și la bormașina care se prinde de un banc de lucru. E o chestie importantă, aș putea spune. Are diametru de 125 de mm, Fixoflex se cheamă și are prinderea de 1 mm. Cam asta este, acesta este produsul, o să o fac video cu el, chiar sunt curios. Chiar aș vrea să-mi scrieți în comentarii cu ce ați vrea să încep. Încă un accesoriu pentru șlefuit. Este vorba despre acest accesoriu care șlefuiește atât lemn cât și tablă. Se pune la bormașină și de-abia aștept să îl probez. Da, este o chestie interesantă. O să vedem cum se descurcă. Haideți să trecem mai departe și să vedem ce am mai primit și o pot spune că iară este un lucru pe care mi-l doresc de foarte mult timp, dar vă spun sincer, nu l-am cumpărat fiindcă aveam o altă variantă de la ei. Este pentru silicon, este pentru întins siliconul în anumite zone. După cum v-am zis, o parte importantă sau parte pe care o fac destul de des sau o făceam destul de des în trecut, acum fac destul de multe, înainte o făceam mai puține, să zic așa,
nu aveam atelierul și nu aveam unde să le țin și mi-era destul de greu să le aduc din pod, dar acum le folosesc destul de des. Și înainte, chiar dacă le aveam în pod, chestia asta tot o făceam cu siliconul, tot întindeam silicon, tot aveam de la ei o spatulă. Ce îmi place la acesta este că sunt toate în același loc, adică e un fel mai compactă decât cealaltă pe care trebuia să iau după mine anumite capete. E destul de micuță, codul ei este 4332 și chiar vreau să o vedeți în acțiune, chiar sunt curios cum se descurcă, pare destul de compactă și micuță și se poate pune oriunde, într-o sa de scule, fără să vă fie teamă că o să pierde ceva din ea. 43-32. Mai departe. Mai am încă un accesoriu din acesta mic. Scrie și rotațiile pe minut pe spate. 3000, maxim 3000 de rotații pe minut. Codul este 2037. O chestie importantă. O chestie pentru lucruri finuțe. Același lucru pe care îl face și cea mare, doar că aceasta este mult mai mică, intră în locuri mai finuțe decât cealaltă mare și o să vedem în timp cum ne ajută acest accesoriu. Haideți să trecem mai departe. Aș mai avea aici 3 lucruri micuțe, după care trec la niște cleme. Am preferat să am și acest tip de șlefuitor manual. Eu mai am unul de la ei, deși șlefuiesc foarte mult cu șlefuitorul automat, în momente în care ba e noapte, ba am un lucru fin de șlefuit și prefer să șlefuiesc manual. Și asta este varianta pe care am ales-o eu, tot de 125 de mm. O să trebuiască să-mi iau niște discuri. Să vedem unde găsesc, probabil la Hornbach. Codul este 5894, este rotundă, o să vedem cum se descurcă, abia aștept să vedem ce știe să facă. Hai să vedem ce mai am aici, este vorba despre acest opritor, să zic așa, este un opritor pentru mai multe tipuri de accesorii de la ei, cum ar fi de încuitoarele, sau chiar pentru șurub, atunci când vrei să oprești șurubul la un anumit, la o anumită adâncime, acest lucru te ajută. Codul este 1539, film separat pentru el, o să vedeți pe canalele mele și sper să fie cu folos, chiar mi-l doresc de ceva timp, o să vedeți ce face. Haideți să vedem ce am mai primit, să zic așa, o chestie foarte mișto, este pentru balamale, este un set pentru balamale. Conține o carotă de 35, conține un șablon și conține o chestie foarte importantă pe care nu țin minte să o fi văzut separat la Wolfcraft. Este vorba despre acest tip de accesoriu pentru bormașină. Este un accesoriu care permite pregăurirea pentru balamale. O chestie foarte mișto în care dai găurile destul de drepte, nu mai trebuie să mai dai la o parte balamaua, o dai direct prin pierul respectiv. O chestie foarte mișto, o să vedeți despre ce e vorba. Mie îmi place foarte mult. Am tot căutat să găsesc așa ceva separat. Nu știu dacă cei de la Wolfcraft fac separat așa ceva. O să le pun o întrebare și o să vedem despre ce e vorba, să vedem dacă găsim. O chestie, nu știu cum să vă zic, o chestie pe care mă vreau de extraordinar de mult timp și aici o să vedeți despre ce e vorba. Este un sistem folosit la menghine, să zic așa. Eu le zic cleme, dar le găsiți sub formă de menghine. Foarte, foarte, foarte utile, pentru că puteți pune în găurile acelea de la mesele lor sau în găurile de la bancul de lucru. Uitați că se vede aici în poză. Atunci nu mai trebuiască să băgați această menghină pe dedesubt. Să folosesc destul de des masa de la ei. Cred că e cea mai folosită unealtă de la mine din atelier, fiindcă toate tăieturile, toate testele se fac pe ea. Am primit 2 bucăți din acestea și foarte bine am făcut că am primit 2, deoarece tot timpul îți trebuie 2. Nu mi-am dat seama când am comandat una să fac un film, dar se pare că cei de la Wolfcraft s-au gândit că chiar e nevoie de 2 și atunci, da,
chiar e nevoie de două. Le mulțumesc frumos pe această cale. Haideți să vedem ce anume am mai primit. Și este vorba despre aceste două cleme de la Wolfcraft. Și o să-mi permit să și desfac aceste două cleme de la Wolfcraft. Am uitat să vă zic codul asta. Codul este 3036. La această clemă o să vedeți cât de importantă este. Și chiar aș vrea să știu cu ce ați vrea să încep. Eu am mai multe dimensiuni de la ei, dar ce îmi place la asta este că se desface mult mai ușor decât cealaltă. Așa. Dacă vrei să o întorci invers, nu știu dacă știți mulți dintre voi, dar ele se pot întoarce și invers și atunci puteți să și împingeți cu ele. Și dacă vreți să le întoarceți invers, acest lucru se face foarte ușor. Eu am folosit această funcție de mai multe ori și vă spun sincer, nu ca să împing, ci ca să mențin anumite lucruri. A trebuit să pun la un moment dat o mobilă de bucătărie singur și nu avea cine să mi-o țină. Și am făcut chestia asta, am făcut acest artificiu, am lipit mobila de perete și cu ajutorul lor am putut să mențin mobila până ce am dat semnele. Deci, o chestie utilă, importantă pentru cei care au nevoie. Astea nu sunt cu șurub, au și buza aceasta mult mai mare de prindere față de aceasta care ajunge undeva la jumate, vedeți? Și atunci asta te ajută acolo unde ai nevoie. Codul lor este 3032, urma de 3 de 0, Pro 100450. Se numește această menghină, să zic așa. Se numește această menghină. Ce îmi place la tipul ăsta de menghine este că te poți folosi cu o singură mână. Înțelegeți? Asta e toată chestia la ele. Aș vrea să-mi lăsați în comentarii ce anume v-a plăcut cel mai mult și cu ce anume ați vrea să încep și cu cât primez mai multe comentarii pe un produs anume, cu acela o să încep. Mulțumesc frumos, o zi bună, acesta a fost videoclipul de astăzi, sper să fie cu folos și sperăm ca firmele cu aceste produse să vă fie de ajutor. Mulțumesc frumos, o zi bună vă doresc și spor în toate!